Mi s-a întrerupt video. Telefonul ăsta are o apărătoare și dacă o ating cumva, asta e, se întrerupe. Îmi bate soarele în ochi, dar eu suport. Îi iubesc pe porumbei și vreau să-i văd cum mănâncă. Ei nu mănâncă resturi de pe stradă. Când se mai încălzește un pic, o să merg în parc și o să stau pe bancă și o să le dau să mănânce pâinică și grâu ca să se bucure toți că e primăvară. Sperăm să nu vină iară frig și zăpadă. Da, mami, da. Da, puiucii mei. Acolo e unul care stă. N-are curaj să vină. Probabil că a mai mâncat. A, mamă, vină și tu și papă. De data asta, borobață, n-a mai venit. Sper să nu pățească și el ceva. Da, mămică, da. Da, puiuții, ia papă, ați terminat de mâncat. Dacă mami va da dimineață și pâinică. Da. O da mami dimineață și pâinică. Da. Da. Cucubau. Ați reușit să mâncați? Fără borobață? Da. Borobață vă gonește, nu vă lasă și pe voi să vă pați liniștiți. Așa. Aici e locul vostru unde nu vă face nimeni nimic. Din când în când vă mai gonesc vecinii, dar asta e. Nu putem să fim toți de acord cu aceleași lucruri. Nu-i așa? Da? Și puiul ăla negru n-a venit. Te mă scuturi? Da? Așa. Puișorii mei, mami nu vă mănâncă, vă iubesc din tot sufletul și am plâns săptămâna trecută. Când au murit niște porumbii, ăsta e care stătea aici pe geam, nu a mai venit nici ciupinita, favoritul a văzut fetița mea mort în grădină. Pe această cale îi anunț pe cei care au porumbei, pe columbofili adevărați, să fie atenți, să aibă grijă, că în România și în București și în alte regiuni au apărut șoimii călători care sunt niște criminali. Astea fiind spuse, eu vă spun la revedere, numai bine și ne vedem la video următor.